Vorbim astăzi despre o carte care se numește așa, În fiecare zi Dumnezeu se roagă la mine. Este scrisă de Chris Simeon, regizor de meserie. Nu este la prima ei carte, a mai scris Ce ne spunem când nu ne vorbim și încă câteva, dar această carte m-a uimit în primul rând prin titlu. În fiecare zi Dumnezeu se roagă la mine. Este o carte despre o tânără care își povestește viața, ca orice poveste, ca orice viață plină de poveste, și care în final hotărăște să se sinucidă. Ce mecanisme se declanșează până la gestul ei, le vom afla povestite de către o prietenă. Poate că v-ați întrebat, poate că ne-am întrebat cu toții, ce există sau ce resorturi sunt declanșate în inima celor care fac asemenea gesturi. Trebuie să aibă ei o explicație, o explicație care stă sau nu în picioare. Dumnezeu se roagă în fiecare zi, am înțeles asta citind cartea, tocmai ca să rămânem în viață, tocmai ca să știm să ne trăim viața. A marcat-o extraordinar de mult pe eroina cărții moartea mamei, pentru că nu știa, a luat-o prin surprindere și îi povestește colegei ei, prietenei ei, că mama din când în când îmi lipsește. Mi se face dor de ea. Aș vrea să o mai am lângă mine, să-i simt respirația caldă, să-mi așez capul pe pieptul ei. Lângă ea mă simțeam în siguranță. Sper să-și aduc aminte de mine, să nu mă uite. Oare acolo sus, printre spirite, mai au sentimente? Știai că mama ta era bolnavă? O întreabă prietena. Da, știam, însă nu știam că boala ei se agravează și nici n-am avut ocazia să aflu diagnosticul adevărat. Nimeni n-a știut nimic și moartea mamei oricum era ultimul lucru la care m-aș fi putut gândi. Mai degrabă mă gândeam la bunica, la bătrânețe. Nu-mi trecea nimic concret prin cap. M-am chinuit 10 de minute, parcă era așa un vârtej care îmi zăpăcea mintea. Mă durea exact faptul că nu puteam să mă gândesc la nimic. Mai bine, da. Zâmbetul ăsta, prietena îi spune, te-am văzut mereu zâmbind. Niciodată nu te-am văzut tristă. Iar ea răspunde, zâmbetul ăsta mi l-am... Sara o cheamă pe eroină. Zâmbetul ăsta mi l-am procurat tot după moartea mamei. Refuzam să fiu compătimită de colegi și mi-am făcut rost de o mască pentru a le îndepărta mila. Pe mine mama m-a învățat un lucru, atât cât avem de trăit, să facem tot posibilul să trăim frumos, să trecem peste tot ce este dificil și să ne amintim doar de experiențele frumoase. Viața este atât de scurtă încât dacă lăsăm clipele să treacă, într-o permanentă moleșală, n-am făcut nimic. Povestea ta este o poveste, spune autoarea, ca și viața. Trăim cât de multe povești vrem. Cei mai mulți dintre oameni nu au curaj să-și trăiască poveștile, însă au nevoie să le asculte. E important să-ți trăiască părinții. Foarte tare a marcat-o moartea părinților. Să-ți trăiască cu adevărat, nu așa în mintea ta. Să poți să-i mai vezi, să-i mai atingi, să-i mai săruți, să-i mai strângi în brațe, să le mai vorbești. Sunt o siguranță sufletească, sunt ceva necesar. Când îi pierzi, începi să ai în tine o gaură, poate pentru că odată cu ei pierzi și o parte din tine. De-abia atunci îți dai seama câtă însemnătate aveau. De-abia atunci începi să regreți că i-ai întristat sau că nu i-ai alintat prea mult. O macină singurătatea, între disperare și speranță, între dezamăgire și încredere, este un pas atât de mic, așa că cum poți într-o zi să o stăpânești pe una, într-o altă zi poți să o pierzi ca și când nu ai avut-o niciodată. Din efemeritatea
acestor stări, am învățat un lucru esențial. Nu avem nimic în afara propriei noastre ființe. Așa cum o nobilăm, așa o vrem. Cât de important este să nu te plictisești când rămâi singur cu tine. Dar dragostea, te-a sfâșiat, întreabă ea vreodată, dragostea, așa cu patimă, să nu mai lase în tine nici carne, nici palpitații, nici emoții, nici respirație, nici gând, să rămână în tine o groază absolută care să-ți răvășească mințile și să-ți ucide pe rând fiecare celulă vie. Te-a durut vreodată dragostea cu durerea aceea care sufocă? Ai simțit vreodată în dragoste ură? Ai simțit vreodată că în dragoste nici măcar nu mai există, că ești pierdut definitiv? Dacă ai trăit, Doamne, toate acestea, roagă-te pentru noi. Dacă nici tu n-ai găsit puterea, ne vom ruga noi pentru tine. Și încă o rugăciune. Ieri a fost înainte de azi, azi este înainte de mâine, mâine va fi înainte de noi, îndrăgostiții, orice am face. Și atunci, Doamne, n-ar fi mai corect să ne lași în singurătatea noastră? N-ar fi mai corect să ne vedem fiecare de sine? Oprește timpul, cel puțin în moarte. Cei care iubesc nu dispar niciodată. Sara nu mi-a spus că scrie poezie. Am adunat aceste versuri, le veți găsi în carte, pe șervețelele în care își sufla nasul, de pe frunze, de pe peretele din chilie, de pe cartonul din spatele unei icoane. Scria peste tot în taină. Sara nu a mai pictat din clipa în care relația ei de dragoste a murit și a strâns toate pensulele, șevaletul, cartoanele, pânza, bidoanele cu vopsea și le-a închis în cutii mari de carton, sigilate cu multă grijă. Mirosul de vopsea, care odată îi aducea atâta viață, acum îi aducea tristețe. În ultima zi, o lumină i-a inundat privirea, ea era atât de fericită încât numai cei care conștientizează valoarea ultimei secunde o percep. Acasă, în familie, s-a abținut să sune, prefera să-i păstreze în gând, așa cum i-a văzut ultima oară, fără să-și împrospăteze amintirea cu vocea lor. Cu prietenii s-a comportat identic. În ultimele două zile nu a mai sunat pe nimeni și nu a mai răspuns la niciun telefon. La mănăstire, pentru că acolo se retrage, încearcă să se adapteze, dar e greu să te desparți de ceea ce ai fost, să-ți dai seama că ai nevoie să scapi din ghearele fiarei care te ține pe loc, să ai curajul să nu te mai dorești. Lupta cu spiritul. Omul nou este omul liber, omul care nu are nimic altceva decât propriul său spirit. Sara s-a retras în mănăstire când și-a dat seama că acolo putea cel mai ușor să-și ducă la capăt misiunea. O provoca limita dintre sacru și profan, limita aceea care a revoluționat antichitatea, renașterea, evul mediu. După o lună de zile în care s-a ocupat împreună cu o altă măicuță de grădina mănăstirii, Sara a fost mutată la bibliotecă ca asistent. Așa ne-am ales cu o nouă colegă și cu o nouă soră de cruce. Ceea ce nu știa nimeni era faptul că Sara nu a mai avut curajul să citească Biblia. Nu a mai putut să deschidă niciodată, nici măcar să o răsfoiască. Era ca o sufocare. Așadar, cartea este despre această ființă, această Sara, care își trăiește, își repovestește, își readuce aminte viața și se pregătește, oricât ar suna de sinistru, să moară. V-am spus că interesant este această construcție din interiorul ei în care viața și ea însăși se justifică. Se justifică până la gestul final. Și iată finalul. Moartea este primul mister care tulbură adânc conștiința umană. Asta e viața, e ca o floare de câmp, vine un țap, o paște și apoi ia-o de unde nu-i. Sigur că o să spuneți că nu este de scris așa ceva, nu este de încurajat așa ceva, că noi oamenii nu avem dreptul să facem gestul acesta.
Interesant la această carte, nu numai povestea pe care vă invit să o citiți, este scrisoarea pe care ea o lasă. Această scrisoare este, scrie ea, scrisoare din iad. Această scrisoare este atașată cărții. Nu am mai întâlnit așa ceva, este scrisă de mână, este corectată, este scrisă de Sara, așa spune autoarea, și justifică atât gestul ei, cât și ceea ce a găsit acolo. Atunci, spune ea, sufletul nu mi-l veți găsi îngropat niciodată. Sufletul meu există dincolo de mormânt, dincolo de palpabil, aici, în mâlul fără de sfârșit al disperării. Atunci, în fiecare zi, Dumnezeu se ruga la mine cu răbdare și cu smerenie să deschid ușa sufletului și să-l las să intre. Acum, în fiecare zi, eu mă rog la Dumnezeu să-mi dezlege sufletul și să mă lase să mă întorc la El, căci nimic nu există cu adevărat în afară de El și nimic nu te salvează de iad în afara iubirii de Dumnezeu. Așadar, citiți mai întâi scrisoarea. Eu așa aș face, așa vă recomand. Și apoi încercați să înțelegeți această ființă deznădăjduită care a făcut acest gest deznădăjduit. Chris Simion scrie frumos, scrie citibil în sensul că nu pune mari probleme de lectură, de filozofie, decât cele pe care noi înșine ni le punem. Este o fată frumoasă pe care George Pruteanu, criticul literar, o numea acest cioran în fustă lungă și neagră. Este o fată sensibilă și care știe să povestească atât de frumos încât cartea e lesne de citit și faptul că este regizor de meserie îi dă puterea să aranjeze scenele ca și cum ar fi o piesă de teatru. Până la urmă, viața este o piesă de teatru, un fragment este surprins de această doamnă a literaturii, Chris Simion. Și încă o dată, scrisoarea de la sfârșit, textul și mai ales titlul te îndeamnă să pui mâna pe carte și să o citești. În fiecare zi, Dumnezeu se roagă la mine, de Chris Simion.